Meteorologii au emis două noi avertizări, cod galben și cod portocaliu de vreme rea. Sunt vizate aproape jumătate din județele țării. Atenționările sunt valabile până joi 4 iulie. Pentru județul Brașov a fost emis cod portocaliu și se așteaptă intensificări puternice ale vântului, vijelii, grindină, dar și cantități însemnate de apă. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 de litri pe metrul pătrat și izolat 50-70. 10 de litri pe metrul pătrat. În aceste condiții, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Brașov au transmis un mesaj de avertizare pentru populație. În cazul producerii fenomenelor meteo prognozate pentru următoarea perioadă în județul Brașov, recomandăm populației să întrerupă activitățile în aer liber, să se adăpostească în locuințe sau în alte spații care prezintă siguranță și să evite expunerea în apropierea copacilor, a stâlpilor, a panourilor publicitare, a corturilor ori a schelelor. Se mai precizează în comunicatul de presă al oficialilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Totul s-a întâmplat în orașul Victoria, în curtea unei societăți comerciale situată la ieșire din localitate. Un pui de urs a căzut într-un canal colector și nu a mai reușit să iasă. Mai mult în zonă se aflau și ursoaica, dar și cel de-al doilea pui. Au fost anunțați cei de la Ocolo Silvic, cei de la Fondul Cinegetic și cei de la ICAS. Care cei de la ICAS au venit cu o soluție ingenioasă, putem spune, aceea de a introduce un trunc de copac în canalul colector, sperând ca puiul de urs să se urce pe el și să iasă de acolo, ceea ce s-a și întâmplat. Bravo, tată! Puiul de urs a fost gonit spre zona împădurită din apropiere. Emoțiile continuă pentru absolvenții claselor a 12-a. Astăzi aceștia au susținut proba obligatorie a profilului. Majoritatea dintre ei au susținut examenul la matematică. La ieșirea din sală, aceștia erau fericiți că au scăpat, dar emoționați cu gândul la nota pe care o vor primi. Cum ți s-au părut subiectele? Mi s-au părut destul de complicate, însă așteptările mele au fost ca să fie mult mai grele. Ce ți s-a părut cel mai complicat? Unde ai avut așa mici probleme? Subiectul 2 a fost un pic la punctul 1, cu matricele au fost un pic cam dificile, un pic. Și la subiectul 3, adică e și normal să fie mai complicat. Mă aștept la un 8, cel puțin. Se putea și mai ușor, să spun sincer. Ce ți s-a părut cel mai greu? Care din subiecte? Nu știu, cred că subiectul nu e prea mare fan. Poate să le făceam la meditații și la școală zi de zi, ca să mă pregătesc pentru aceea. A, deci ți-a fost ușor? Semi, să zic. La ce notă te aștepți? Nu știu, în 7, pe acolo, să zic, să fiu modest. Au fost destul de grele, nu așteptam să fie chiar atât de grele, dar m-am descurcat. Per total am făcut bine, sper. Care ți s-a părut cea mai complicată parte? Prima, a doua sau a treia? Subiectul 3. Subiectul 3, exercițiul 2, B și C. Ai reușit să atingi toate punctele? Da, am reușit. La ce notă te aștepți? Sperăm la peste un 7-50. A fost destul de ușor din punctul meu de vedere. Subiectul 3, că de obicei ne-a dat de cap. Eu nu l-am făcut deloc. Dar rest mi s-a părut destul de ușor. Față de alți ani a fost ok. Am așteptat la un 6, cred. Sper la el. Probele scrise la examenul de bacalaureat se vor încheia joi, 4 iulie, cu proba la alegere. Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie până la ora 12. În aceeași zi, elevii vor putea depune contestațiile între orele 12 și 16. Afișarea rezultatelor finale va fi pe data de 13 iulie. Cetățene Hodor Bogdan Vasile, de bună voie și meselit de nimeni, e căsătorie cu cetățeană morală Anișoară Alexandra? Da! Cetățeană morală Alexandra Anișoară, de bună voie și meselită de nimeni, e căsătorie cu cetățeanul Hodor Bogdan Vasile? Da! Program mai relaxat pentru cuplurile care se căsătoresc. Din data de 1 iulie, activitatea de oficiere a căsătoriilor va avea un program extins pentru a se evita aglomerația în casa căsătoriilor, dar și pentru a da posibilitatea cuplurilor să-și aleagă un interval orar mai convenabil.
Având în vedere că urmează o perioadă foarte încărcată din punct de vedere al oficierii căsătorilor, împreună cu colegii de la Evidența Persoanei, am luat decizia de prelungirea programului de oficiere, în special în weekend, astfel încât cei care doresc să căsătorească, pe de o parte, să aibă timpul necesar să ajungă la primărie, pe de altă parte, să nu mai existe diferențe foarte mari între momentul oficierii căsătoriei civile și momentul oficierii căsătoriei religioase. Noul program de oficiere a căsătoriilor va începe în jurul orei 11 și va fi extins până la ora 15 dacă va fi nevoie. Ordinea va fi stabilită în funcție de solicitările tinerilor ce urmează a se căsători, în așa fel încât să fie evitate situațiile în care mai multe cupluri așteaptă intrarea la ofițerul stării civile. Vă declar căsătoriți. Să fie într-un ceas bun. Numărul programărilor variază de la câteva până la peste 60 pe zi în funcție de perioada anului. Cea de-a 42-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică de Cameră va avea loc în această lună la Brașov. Invitați speciali din România, Europa, dar și de pe alte continente vor oferi 5 serii magice cu muzică de cea mai înaltă calitate. Acest festival a luat naștere din anul 1970 la inițiativa maestrului Ilarion Ionescu Galați. Este vorba de lucrări care sunt pentru, începând de la duo, trio, quartet, quintet, octet, de la 2 până la 8 persoane care participă în același moment pe scena Sălii Patria, Filarmonicii Brașov. Sunt lucrări începând cu muzică preclasică până la muzică contemporană. Este un eveniment care are un impact atât în plan intern cât și în plan extern, ținând cont de faptul că avem o prezență așa de numeroasă din mai multe țări, chiar din țări mai îndepărtate, avem din Argentina, avem din Japonia, de la partenerii noștri, din țări mai apropiate. Invit prin intermediul dumneavoastră brașovenii, melomanii brașoveni să fie prezenți la acest eveniment în măsura în care le permite timpul în fiecare seară într-un număr cât mai mare. Festivalul va începe pe data de 8 iulie și se va încheia pe data de 12 iulie. Biletele pentru zilele de festival vor putea fi achiziționate și online de pe site-ul filarmonicii www.filarmonicabrasov.ro, iar prețul unui bilet va fi de 20 de lei.